și bine v-am regăsit la un nou video marca Esența Derm. Numele meu este Iulia și sunt specialist în îngrijirea dermatocosmetică. Iar acesta este primul video de tip reacție făcut de mine. Așa că sper să vă placă și sper că veți avea destul de multe de învățat și din acest video, chiar dacă este diferit față de ce am făcut până acum. Înainte să începem și să vă povestesc ce video am ales pentru reacție, vreau să vă spun că este foarte, foarte important ca rutina de îngrijire să fie calitativă și nu cantitativă. Și o să vedeți de ce spun acest lucru și voi reveni cu informații mai multe pe parcursul videoului. Am ales să reacționez astăzi la rutina actriței Shay Mitchell. Pentru cei care nu o cunoașteți, este una dintre protagonistele principale ale serialului Pretty Little Liars. În orice caz, ceea ce mi-a atras atenția la acest video cu rutina este titlul, sau mă rog, parte din titlu, care spune că actrița Shay Mitchell are 58 de pași în rutina de beauty. Acum, personal, încă nu am văzut decât începutul, like primele, nu știu, 30 de secunde, 40 de secunde din video, deci nu știu dacă această rutină de beauty include și partea de machiaj sau nu, însă vom vedea împreună. Sper să vă placă această interacțiune și acest tip de video și să îmi spuneți ce părere aveți. Să-i dăm drumul! Hi guys, Shay Mitchell here. I'm going to take you through my skincare routine and my everyday makeup look. Da, deci așa cum spuneam, din ce îmi dau seama din introducerea ei, probabil că acești 58 de pași, în acești pași intră și partea de make-up. În orice caz, tot mi se par foarte mulți pași, însă vom vedea pe parcurs. There are quite a few steps, so stick with me. Every single morning when I wake up, I may or may not check my phone. So when I come in the bathroom, the first thing I have to do is wash my hands. Ok, un aspect foarte important pe care îl menționează aici și aparent neglijat de noi este spălatul mâinilor. Și nu neapărat că după ce ne trezim dimineața ar trebui să ne spălăm pe mâini, pentru că până la urmă noaptea nu folosim mâinile la a face ceva anume, dar majoritatea dintre noi în momentul de față avem alarma pusă pe telefon, astfel că dimineața primul lucru când ne trezim oprim telefonul, punem mâna pe telefon. După cum știți, telefonul este una dintre principalele surse de microbi pe care le aducem la nivelul pielii, așa că este un pas, așa cum ziceam, aparent nesemnificativ, dar foarte important. So, mai departe. The next step is my cleanser. This cleanser is super gentle. Shani Darden. Un lucru, până mă uit eu exact ce presupune acest cleanser, un lucru pe care ar trebui să-l aflați despre produsele pe care anumite vedete le folosesc în viața de zi cu zi în rutină, este că tind să folosească produse mai scumpe pentru că de ce nu își permit. Nu neapărat faptul că un produs este mai scump înseamnă că este și mai bun. Ok, l-am găsit la Sephora, costă 36 de euro pentru 150 de mililitri. Din punctul meu de vedere este mult, bineînțeles, pentru un cleanser. Din ingrediente îmi dau seama că este un cleanser destul de blând cu pielea. Are ingrediente bune, inclusiv extractul de ovăz, care este cunoscut pentru efectele lui calmante. Așa. Însă nu e ceva wow. E ok. Pentru un cleanser e ok. Trecem mai departe. It's like the perfect sort of balance for my skin. I found this at a drugstore in Canada. And then I had about that much. Da. Din ce îmi dau seama, Shay vorbește în acest video despre rutina de dimineață. Pe lângă faptul că, personal, un cleanser dimineața mi se pare, pentru anumite categorii de oameni, puțin prea mult, în condițiile care mai iei și un burețel din acesta scrubby și freci fața cu el, mi se pare că deja aici scrie undeva foarte mare potențial de iritare a pielii.
Nu înseamnă neapărat că toată lumea pățește chestia asta, însă nu văd, pur și simplu, nu văd de ce ar trebui să-ți freci pielea în halul ăsta, mai ales în rutina de dimineață, unde, până la urmă, nu ai mare lucru pe piele care să necesite îndepărtare. So, din punctul meu de vedere, acești bureței scrubii fabi-labi sunt ok de folosit ocazional în rutina de seară când vrei să poate exfoliezi mai mult, eu știu, dar nu zilnic în niciun caz și niciun caz în rutina de dimineață. And I feel like this also helps just like exfoliate a little bit as well. Exact. So I keep a little fridge in my bathroom and this guy is one of the things that I keep in it. Să-mi explice și mie cineva ce este chestia aia imensă cu care se dă pe față. Oh, it just feels so nice. Ok, dragii mei, aceste dispozitive care se țin la frigider sau la congelator și au rolul de a fi aplicate pe față, sunt într-adevăr foarte, foarte faine. Ca senzație de moment pe piele, fiind reci, provoacă vasoconstricție, poate să dea un oarecare glow la nivelul pielii, poate să favorizeze dezumflarea, mai ales pentru cei care se trezesc cu fața așa puffy și umflată, mai ales pentru cei care au băut foarte mult alcool în seara dinainte, dacă înțelegeți ce vreau să vă spun. Dar, în același timp, nu ai nevoie de instrumente atât de mari, în primul rând. În al doilea rând, poți face chestia asta cu orice fel de dispozitiv de tip rolă sau inclusiv cu o lingură metalică, bineînțeles, care a stat la frigider și pe care poți să o aplici la nivelul pielii. Dacă alegi să faci această mișcare de rolling pe față, nu uitați că este important să faceți acest lucru în zona, prin mișcări care să încurajeze drenajul limfatic. Asta înseamnă așa și pe gât în jos. Asta ca informație suplimentară. One thing I love to do is do under eye masks. It just allows your makeup to set up really nice with them. Cine folosește măști dimineața? Nu că n-ar fi fain, nu mă înțelegeți greșit, dar cine are timp să aplice măști dimineața? Da, în anumite situații poate ajuta să ajute machiajul să stea mai bine, dar nu prea îi văd rolul. E super ok. Încă o dată, e greu să ne raportăm la oameni care muncesc cu ajutorul feței și atunci ei investesc foarte, foarte, foarte mult în orice ține de aspectul fizic. Pe partea cealaltă au și foarte mult timp să petreacă făcând aceste acțiuni. Noi, oamenii de rând, nu prea avem atât de mult timp la dispoziție, de aceea mi se pare un pas drăguț, dar nenecesar, mai ales în condițiile astea. Un alt aspect pe care vreau să-l subliniez legat de aceste măști care se pun sub ochi, puteți la fel de bine și într-o manieră mult mai ieftină să luați o cantitate puțin mai mare de o cremă de ochi sau de o cremă foarte grasă care să se potrivească la nivelul ochilor și să o aplicați în strat mai gros, să o lăsați să stea, știu eu, 3-4 minute și după aceea o îndepărtați. So this is Lash Patch, and it's hydrating lip gels. If I have time, I really go full out with my skincare. It's like, why not? It feels good. I'm going
want to also do this forehead mask. Okay, deja mă doare capul. So, avem mască pentru sub ochi, avem mască pentru buze și avem mască pentru frunte. Pentru că o mască pentru toată fața e prea sărăcie. Adică, ui mei, dacă avem bani, haideți să aplicăm 3 măști diferite, dacă există și special pentru nas și special pentru bărbie. Și de ce nu special pentru, eu știu, tălpi, există și din acelea. Am o mare problemă cu aceste măști de unică folosință, pentru că la astea mă refer. Voi realizați cât de mult afectează mediul înconjurător aceste măști, îmi vine să plâng de fiecare dată când mă gândesc că sunt sute de mii de oameni care folosesc o astfel de mască de tip șervețel, cel puțin una, la o rutină și după aceea o aruncă. Și gândiți-vă în felul următor, dacă aceste măști rezistă în lichidul acela din pungă, lichidul acela care se aplică pe piele, pe termen îndelungat, că ele sunt valabile peste 5 ani de zile, gândiți-vă cât de biodegradabile sunt. Că mă îndoiesc foarte mult că ele sunt biodegradabile. So, pe lângă faptul că o mască din acesta, de tipul șervețel costă cel puțin 10 lei, are o singură utilizare, nu face mare lucru din punctul meu de vedere, dar asta e altă poveste, nici nu este biodegradabilă și distruge mediul înconjurător. So, de ce am vrea să le folosim? De ce sunt atât de mult la modă? Nu știu, mă depășești. As you can see, I make a lot of expressions in my face. This is by Skin Iceland. Everything feels so cool. I'm like a skin mask superhero right now. So there we go. Înțeleg că e senzația aceea super șmecheră când îți aplici masca, te simți poate mai interesantă, mai puternică, dar din nou, why? Am folosit și eu de câteva ori, cred că de vreo 2 ori am folosit mască din aceasta. Sincer, mie personal nu-mi place în mod deosebit, nu se lipește cum trebuie de piele, începe să-ți scurgă pe aici, pe sub. Da, it's fun, nu știu, pentru pijama party cu prietenele să, așa, să faci ceva diferit, dar... This next mask that I'm going to put on is by 111 or 1Skin, I don't know. Ooh, yay! Încă o mască peste frunte, peste cea care a aplicat-o deja. I never like to waste the use of the mask, so I pour it into my hands and I rub it on my neck. I have this really cool item that I actually... Sincer, la cât jus este rămas în acel pliculeț, cred că mai poate fi folosit de cel puțin 3 ori după aplicarea măștii sau, dacă chiar vreți să zicem, să faceți o oarecare economie, deși oricum e redundant din punctul meu de vedere, puneți într-un recipient cu pompiță și puteți să-l folosiți ulterior. Perfect lifting premium mask. It looks like this. Yes, încă o mască. And then you wrap it around your ears. Oh my god. I mean, it feels like it's doing something, and I kind of figure out like those bands you use when you're working out. This is also like that. Arată exact ca acele benzi kineto, poate știți despre ce vorbesc. Este dintr-un material elastic care se pune aici și care teoretic are efect de lifting. Cumpărați-vă benzile kineto dacă chiar vezi și puneți-vă pe aici și agățați-vi-le de urechi că sigur au cel puțin același efect. Okay. I actually got this from Honest. Thank you, Jessica. So I want to keep all of this on for like a good 15 minutes. Then this is crucial, keeping everything in touch. Masca care ține măștile. I...
what the fuck, ce-i chestia aia? Eu câteodată mă întreb cât loc este nevoie să ai în baie ca să poți să deții toate acele produse cosmetice, măști, ustensile, pensule, pensulițe. Mă doare capul numai când mă gândesc și mă doare capul când mă gândesc cât de mult se aruncă și se folosesc produsele aiurea și se poluează și măcar dacă pe termen lung ți-ar aduce un beneficiu. Dar până în acest moment, singurul beneficiu pe care îl văd este că o face să se simtă mai bine. I also have a mask for my hoo-has. 24 karat breast mask. Man, câte măști trebuie să dețină un om ca să-și facă rutina pentru o zi. Super tare! Mască pentru... Da. Da. You know, especially if you're going on an event and you have a low-cut dress, or where they are. Okay, guys. By the way, chestiile astea cu aur de 24 de carate au absolut zero efect terapeutic, cosmetic, cum vreți voi să-i spuneți. În afară de faptul că arată super drăguț, că sunt aurii, că au tot felul de particule și lucesc frumos, nu are. Aurul nu are nici un efect la nivelul pielii. End of story. Yes, here you have it. Without being a little R-rated, trust that this is on correctly. Like I said, arată foarte fain. La Mer. Produse way overpriced pentru o calitate bunicică. Cool Moisturizing Cool Gel Cream este o cremă, așa după cum îi spune și numele, relativ ușoară, intră repede în piele, are ingrediente bune, definitely nu merită prețul. Mi-a atras atenția modul în care a luat crema din borcan. Cred că e prima oară când văd acest lucru la orice fel de rutină. În primul rând, trebuie să vă mărturisesc că eu nu sunt deloc fana borcanelor de cosmetice, nu mi-au plăcut niciodată. Ideea aia de a băga degetul în borcan mă oripilează, mai ales că noi femeile, majoritatea dintre noi, dar nu doar femeile, avem unghiile mai lungi, sub unghii este o armată întreagă de microorganisme. În momentul în care bagi degetul în borcan cu, bineînțeles, cu unghia, toate acele microorganisme se transferă în cremă și poate să ducă la degradarea ei sau poate să ducă la diverse alte evenimente neplăcute cu acea cremă. So, nu, dacă aveți de ales, încercați să alegeți produse care conțin pompiță și nu puse în borcan, în special dacă sunt produse pentru pus la nivelul ochilor, foarte mare atenție. Însă modul în care ea a ales să ia crema din borcan, adică cu spatele unghiei, este un picuț mai bine, adică dacă chiar n-am încotro, aș alege metoda asta. Da, ființa asta care oricum este superbă și are un ten impecabil din punctul meu de vedere, e greu să ne raportăm la ea, mai ales pentru noi cei care avem probleme cu tenul. So, doar pentru că voi ceea ce vedeți voi în aceste videouri este un ten superb, luminos, fără imperfecțiuni, nu înseamnă că persoana respectivă a plecat de la un ten super problematic și a ajuns aici folosind cele 20 de măști sau 300 de procedee sau 58 de pași. Nu, înseamnă că persoana aia este foarte probabil ca ea să fie avut un ten frumos și curat dinainte, iar toate aceste procedee doar contribuie la întreținerea lui. Off. This is the time when I like to go in and just massage my face. So if I feel like I need a little bit of extra
Legat de masajul facial, mi se pare o metodă foarte bună. Dacă avem timp, pune sângele în mișcare. Atenție pentru cei care suferă de cuperoză sau rozacee. I like to use a SPRO serum, this is by 123 Farm, and I just put a couple drops on my hand, rub it in. Ok, din ce îmi dau seama, acest serum este un serum uleios, care nu are ce să caute pe ten înainte de aplicarea unor creme care presupun că vor veni după acesta, în primul rând. În al doilea rând, înțeleg utilizarea lui ca ulei de masaj, ceea ce este super ok, dar de ce ai face chestia asta ziua între alți 30 de pași, când poți face seara, pui uleiul la final, ca ultim pas în rutină și îți faci frumos masajul și e altceva și te relaxezi și e finalul zilei. I do use my hands, and it's easy to glide over on my skin. So this wash that I use is from Loudon. I come in here about 3 strokes, always pretty gentle with this, just because you don't want to pull your skin up. Ok, un alt dispozitiv căruia nu-i văd rostul și e doar așa ca să ai pe ce să dai bani în plus. I like to give it a little zinger when I hit the end. A believer in anything you can do to depuff your skin. So if I'm getting ready for an event or, you know, any sort of photo shoot, then I like to make sure that a few days before I don't load up on sodium. Ok. Din nou, având în vedere că vorbim despre o actriță care merge la tot felul de evenimente publice, care apare în public foarte mult, care își expune fața în poze, videouri și așa mai departe, da, fața ei ar trebui să arate impecabil de fiecare dată și înțeleg de ce există această preocupare ușor exagerată de a face tot felul de pași, însă, din nou, nu se aplică. Nu vă luați după absolut tot ce vedeți și vă gândiți că vă rezolvați diverse probleme ale tenului printr-o rutină de îngrijire de 20 de pași. So I drink a lot of water before an event. I don't eat a lot of salt. And then I'm a big believer in fat. Aici sunt de acord cu ea. Dacă aveți un eveniment major, nuntă, botez, orice alt eveniment în care pielea voastră trebuie să arate impecabil, ședință foto, eu mai știu ce, ascultați aceste sfaturi și, bineînțeles, urmați-le. Adică, beți multe lichide, evitați consumul de sare ca să nu vă umflați, să nu vă faceți puffy, pentru cei care au retenție salină. Și, da, masajul facial ajută. Bineînțeles, din nou, mă refer la cel făcut seara. Especially for my body, but also for my face, you really do notice just how much your skin has just released a lot of the fluid. And again, I sleep on my face. That's why sometimes when I wake up in the morning, I feel a little bit like a pufferfish. Da, este o teorie în care cred destul de mult, cum că ideal ar fi pentru tenul nostru să dormim pe spate. Acum, majoritatea dintre noi, realistic vorbind, nu fac acest lucru, astfel încât când ne trezim, mai ales dacă dormim cu fața în pernă, într-adevăr, tenul tinde să arate așa congestionat. Și masajul, la fel ca și terapia aceea cu tot felul de rolling thingies reci, ajută în aceste cazuri. So last but not least, the last massager that I use is this wand by Sean Garden. And I just come in, and again, I'm always just sort of holding my skin taut a little bit. Deci, Shandy Darden Skincare Facial Sculpting Wand. Utilizează tehnologia care targetează zona asta din jurul ochilor și liniile nazolabiale, oferind pielii un aspect mai tânăr și mai fin. Ok, how does it do that? Îmi place maxim când văd la dispozitive, da, e dispozitiv, nu este produs cosmetic, scrie... Nu conține parabeni, formaldehidă, ftalați, mineral oil. E fucking dispozitiv de masaj. Do
Bine, și pe ce tehnologie? Sunt picioarele, dacă îmi găsesc undeva unde scrie ce tehnologie folosește. De ce caut acest aspect? Pentru că există dispozitive cu diverse culori de lumină, intensități și așa mai departe, care sunt dovedite clinic că au efect la nivelul pielii. În cazul ăstuia nu prea găsesc absolut nicio informație despre modul în care funcționează și costă doar $399. Un preț absolut rezonabil pentru oricine. After all that is done, I'm actually going to take a warm cloth and just take everything down a little bit just because we're going to be applying makeup after this. I don't want anything to slip and slide. Just kind of take all of the serums and back. Ok. So, după ce te-ai dat cu roller de la frigider, care este rece, după ce ai făcut toate aceste proceduri care au rolul de a pregăti pielea pentru machiaj, vii cu un prosop cald și îl pui pe față și te dai cu el pe față și pe lângă faptul că ștergi toate serurile și tot ce ți-ai aplicat pe față până la momentul respectiv și toate măștile, mai și deschizi porii, știți că v-am povestit eu chestia cu deschisul porilor, dar înțelegeți ce vreau să spun. Nu mai înțeleg nimic. Extra mask juice off. Speaking of which, now I'm going to take off my 24 karat masks. First things first, I like to come in with an under eye cream. This one is by Kiehl's. Ok, so până acum a fost partea de pregătire pre-skincare. Mă doare capul. Take about that much. So as you can see, I have a little melasma spot there. I also have a few more down here. That was courtesy of being pregnant. I'd say my skin actually didn't change that much when I was pregnant. Ce am vrut să menționez aici, îmi place foarte mult cum își aplică crema în jurul ochilor, după cum vedeți, are o mișcare de genul acesta și nu neapărat pentru că, așa cum ar spune unii, pielea din jurul ochilor este atât de sensibilă că nu suportă absolut nimic. Nu, e un picuț înspre domeniul mit acest lucru, ci faptul că prin aceste mișcări de tapare, odată se favorizează pătrunderea cremei în piele și a doua chestie evită să devină mai vizibile aceste linii pe care aproape toți le avem sub ochi. Sau făcând acest lucru cu crema de ochi, mai ales dacă crema de ochi este ușor mai grasă, nu foarte grasă, ușor mai grasă, putem reduce aspectul liniilor de sub ochi. Honestly, it's a big secret. It's this basic organic vitamin E wheat germ oil aloe vera. So I put about that much on, rub it in, and it's pretty sticky. So I just go in there and pat. I also pat a little bit above my eye. I put it on heavier before I go to sleep at night, because in my mind, it feels like it helps my eyebrow grow. Ok, well, cel puțin she's funny și înțelege anumite aspecte că sunt așa mai mult cumva. Uneori facem niște lucruri doar pentru că ne fac să ne simțim bine sau avem impresia că ne ajută într-un mod particular, cum zice și ea, să crească sprâncenele. Însă asta e ok, adică fiecare dintre noi avem diverse preferințe și ne place să facem lucrurile într-un anumit fel. Dacă ea se simte bine aplicând și al doilea strat de cremă în jurul ochilor și o ajută și se, nu știu, arată ok, fine by me. E her time și her money. Put it over, a little bit over my lips, vitamin E, so it doesn't hurt anybody. When I travel, I'm a lot more curious about skincare. So I always come home with a suitcase of new masks to try, or chin straps, as you guys please, saw. Tell me, spune că nu. Ajungem iară la mască. Mom growing up in the Philippines is, you know, such a huge believer of coconut oil, like just everywhere, skin, nails, cooking, hair, you name it, coconut oil. So I always find that to be pretty interesting when I travel, just getting a better sense. So like what they use, what they
grown up using and what their, you know, secrets are. This is a Super Serum Advanced Plus by IS Clinical. It just helps brighten your skin and do it all through your drops. Ok, so din câte îmi dau seama, de fapt, acum începe rutina ei de skincare propriu-zis, până acum a fost, nu știu, un fel de pre-skincare, să-i spunem. Până acum mi se pare super ok și a pus crema în jurul ochilor, putea ca ordine să-și aplice întâi serul și după aceea să pună crema în jurul ochilor, dar nu e o chestie atât de gravă. Serul este foarte ok, este un ser apos, ceea ce înseamnă că într-adevăr se aplică înainte de cremă, intră foarte repede în piele, ajută cu partea de pigmentare despre care vorbeam. I always have to have sunscreen. So this is again my IS Clinical, this is SPF 50+. Ok. So, nu a aplicat nicio cremă după ser, e ok. E o opțiune. Să zicem, eu simt nevoia aplicării și a unei creme sub factorul de protecție solară sau sub fondul de ten. Însă nu e obligatoriu, pentru că dacă factorul de protecție solară este bine formulat, poate avea și câteva ingrediente hidratante pentru piele și în același timp să constituie o bună bază de machiaj. Ok, so now that the hair is sort of soaking in, I also have to come in. Am presimțit. Aquaphor nu se găsește, din câte știu eu, la noi în țară. Sunt produse destul de bune. Seamănă puțin cu eucerinul. Eu aș face acest pas din nou seara, pentru că din punctul meu de vedere și în cazul meu, dacă aplic creme de genul acesta înainte de ruj, rujul ăla mă ține fix jumătate de oră. În schimb, ce am observat că ajută în cazul meu și în cazul persoanelor care nu au buze pe care rezistă mult rujul, există acele primere pentru ruj care pe mine m-au ajutat, mai ales pentru evenimente și alte lucruri. Nu arată buzele crăpate, le îngrijește și în același timp păstrează și culoarea și intensitatea rujului foarte bine. Next moisturizer that I like to use is by Tata Harper, Illuminating Moisture. Sunt doar eu nebună sau își aplică crema hidratantă peste factorul de protecție solară? Oh, viață! Guys, știu că voi știți deja acest lucru. Factorul de protecție solară este ultimul din toată rutina de îngrijire înainte de fond de ten, CC cream sau altceva, alt produs de machiaj. Moisturizer. My skincare is quite a lot. So last but not least, before I move on to makeup, I love to always start with this Fenty Beauty Spray. I also feel like if this is what Rihanna uses, and this is what gets her skin glow, then I probably should also drink it. I'm kidding, I'm not going to drink it, don't drink this. Spray it, but, you know, I just always think Rihanna. I'm checking. Știu despre produsele de la Fenty Beauty. Știu că sunt, din nou, overpriced pentru ceea ce fac. Nu știu exact care e treaba cu acest spraying. Dew Makeup Refreshing Spray. So, asta mai degrabă este, ar fi varianta de spray de dat după, sau mă rog, la un moment dat în timpul zilei, când ești deja machiată, dar aștept să mi se deschidă site-ul și să văd exact ce presupune. Ah, nu. Zice că este un mist hidratant care poate fi folosit și sub machiaj, ca un fel de bază de machiaj sau peste machiaj pentru a îi da un refresh pielii în timpul zilei. Bineînțeles că nu scrie lista de ingrediente, cred că. Nip? Nu.
am găsit. Ok. Să conține apă, ciclopentasiloxan, care e un silicon, dimeticona, care este un silicon, propandiolul, care ajută un pic la dizolvarea produselor, apă de hamamelis, alcool, parfum. Da, este o bună bază de machiaj pentru că conține cele două tipuri de silicon care ajută la fixarea machiajului. Dar în rest nu consider că este neapărat un produs pe care trebuie să îl ai în rutina zilnică. Ok. Now I'm going to just jump right in and I'm going to start with my foundation that I use. Okay. So cam asta a fost cu partea de skincare. Nu mă bag la comentat make-up, pentru că nu este specialitatea mea. Aș vrea să trag niște concluzii, dar îmi este foarte greu și cred că deja v-am zăpăcit de cap. Cred că am zis tot ce am avut de zis pe parcursul acestui video. Ceea ce vreau să vă amintesc este că nu aveți nevoie de atâtea măști și atâtea produse pentru a avea un ten impecabil. Mai mult decât atât, în momentul în care nu vă aplicați produsele corect, corespunzător, într-o anumită ordine firească din punct de vedere chimic și fiziologic, sunt șanse mari să vă distrugeți bariera de protecție a pielii, să vi se înroșească fața în mod exagerat, să apară coșuri sau tot felul de alte afecțiuni, așa că înainte de a urmări sau de a asculta ceea ce spun diverse persoane de interes, cum sunt cele din Hollywood, bănuiesc, căutați informații de la persoane care sunt într-adevăr specialiste în domeniu și care știu despre ce vorbesc și sunt șanse mult mai mari ca rezultatul final să fie mai mult pe placul vostru. Sper că ne-am distrat împreună urmărind acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like și să-mi lăsați un comentariu să-mi spuneți ce părere aveți și ne vedem data viitoare.